Bine v-am regăsit! Vă salut tot din Franța. Am venit și anul ăsta. Am plecat pe 14 august. O să mă întorc pe 21. Deci 7 zile. Am prins niște zile frumoase. Eu când am plecat de la Pucioasa erau vreo 40 de grade. Foarte frumos. Aici am prins ceață, vânt, ploaie. Astăzi am prins și o zi mai frumoasă. Am zis să fac și un clip. S-au apucat ăștia să treacă cu mașinile, chiar cum am apucat și eu să fac un clip. Nu prea îmi place să mă vad așa că filmez. Sunt un pic cam dubios și așa când mă văd cu telefonul, își trag obloanele alea, nici eu nu știu să comunic foarte bine cu ei. Și de-aia mă feresc un pic. Am zis să mai fac un clip să vă mai arăt cum mai arată pe aici. Anul trecut am venit în octombrie, cam în perioada Halloween-ului. Și acum în august am zis să vedem și acum cum este. Uite ce voiam să vă arăt. O chestie care îmi place foarte mult. Cam așa arată un spațiu verde în fața unei case, a unei curți. Uite, iarbă, vegetație, curat, frumos, întreținut. Cred că mai vine o mașină, nu, s-aude. Cam așa arată. E acolo un colț, într-un loc, dar nu vreau să mă duc până acolo, că am văzut pe cineva la casa asta și la geam. Se uită pe după perdele și nu vreau să mă vadă că filmez, poate se gândește că cine știe ce vreau să fac, dar o să dau un zoom așa, să vedem dacă reușesc, uite acolo. Un colț plin cu flori, iarbă tuns, îngrijit, curat, cât se poate de frumos. Să-mi spuneți dacă la noi în sate tot așa arată. Da, cred că vine o mașină cu un motor. În fine. Să continuăm. Dacă tot sunt pe zoom, vreau să vă mai arăt o chestie foarte interesantă. Ați văzut că la noi, de obicei, pe lângă sate, majoritatea sunt cu șanțuri pentru apele pluviale. În felul ăsta se colectează apa de ploaie aici. Una, două, trece câte o mașină, trebuie să pun pauză. Voiam să vă arăt gurile astea de scurgere la canale. Sunt sub trotoare, uite și în partea asta acolo, și apa de ploaie, care strada e un pic așa bombată, se scurge pe margine, intră în sistemul de canalizare, este sub trotuar și nu e nevoie de șanțurile alea urâte expuse așa la vedere peste tot. Vedeți ce sistem foarte bine gândit, îmi place foarte mult. Eventual vă arăt un pic mai târziu pe afară. Hai să intrăm un pic și în curte. Să vă mai arăt cum mai arată prin curte. Da, cred că v-am arătat și anul trecut. Aici sunt mașinile. Mie îmi place foarte mult bitumul ăsta care e turnat pe jos. Mi-aș fi dorit și la mine în curte să turn așa în loc de alee. Vedeți ce frumos e turnat drept. Dar la noi nu știu firme care să toarne așa ceva prin curte. Aici avem zona de intrare, un pic de iarbă. Am mai pus sora mea niște flori pe aici. Cei care vă mai uitați pe la mine, probabil ați mai văzut și de prin clipurile ei. Are și ea un canal, Bricolaje Jardin. Dacă vă interesează, o să vă apară aici, în dreapta, undeva un punct info. Puteți să intrați să vedeți cam ce fel de clipuri postează. În general, despre grădină, despre flori, despre grădinărit, bricolaj. La casă, îmbunătățiri nu s-au mai adus recent, adică mă refer de anul trecut până acum. Și
Asta e zona de intrare, asta e poarta, dar nu prea o folosim noi. Ne e mai lejer să intrăm pe asta unde se intră cu mașina. E mai comodă, e culisantă. Hai să vă mai arăt cum mai e pe aici. Floricele, chestii socoteli. Să încerc să mă dau un pic așa, uite, azi bate un pic vântul. Am fost undeva acolo, dincolo de pomii, este un câmp. Am fost să văd și eu cum arată o eoliană din asta. Am făcut niște poze foarte mișto. E plin de eoliene. Mare parte din flori s-au cam trecut în perioada asta. Am mai rămas așa. Asta e magazia asta unde își mai ține cumnatul meu câteva unelte, uite niște talere din astea de pentru motocultor. În spate acolo o chestie care vreau și o să o procur, un tambor din asta pentru tasat pământul. Am scap acum momentan cum se numește, un cilindru. Coșurile pentru gunoi. Încă nu m-am învățat unde se colectează. Aici se colectează separat fiecare deșeu. Sticlă la sticlă, plastic la plastic, metal și așa mai departe. Da, mașina de tuns iarbă, motocultor, scări, fel de fel de obiecte care trebuie spălat curte. Hai să închid aici. Un pic cam greu. S-a mai înverzit și pe aici iarba, sorbea, spre deosebire de mine, a avut seceta anul ăsta. Dar în ultima perioadă a mai plouat, s-a mai înverzit așa. O zonă de relaxare, când e soare cum e acum, de exemplu, mai stăm, ne mai relaxăm, mai facem un grătar. Piscina e goală, că pe frigul ăsta nu prea. Vezi, mai arde să faci baie. Na, așa, casa. O cam știți de anul trecut, cei care v-ați mai uitat pe la clipurile mele. Câteva îmbunătățiri și modificări, na, ca de la an la an. Decorațiuni. Vreau să vă arăt o chestie interesantă aici în la subsol, să văd dacă reușesc să pornesc lumina la telefon, dar cred că trebuie să fac o pauză. Avem un cuibușor de rândunici. Op, ce m-am speriat, a și fugit. Hai să văd dacă reușesc să surprind fără să mai dau drumul la cameră. Ia uitați. Niște pui de rândunici. Piu, piu, piu. Și să surprind ceva. De obicei, când aud gălăgie sau ceva, sar așa cu ciucurile în sus. Căscate. Haideți, mă, să vă filmez. Piu! Cred că dorm. Abia a fost mămica lor pe la ei. Probabil că le-a adus ceva de mâncare. Și au făcut cuib acolo deasupra. Fac destulă mizerie pe aici, pe jos, dar sora mea iubește foarte mult. Pe aici cred că v-am mai arătat eu, sunt zonele de scule ale cumnatului meu, destul de multe, spațiu un pic mai mic ca la mine și haideți să ieșim tot afară, să vă mai arăt, cred că vă interesează mai mult cum e pe afară. Să urcăm un pic și pe terasă. Locul unde ne servim dimineața cafeaua. Aici
Aici avem cățelușa Forca, care doarme ca o putoare. Vine doar când simte nevoia de iubire. Vrea să fie mângâiată. Ce faci? Forca, Forca. Puturosul, așa, de din codiță. Mai era un motan, Michi, dar nu știu pe unde. Se pare că anul trecut, când v-am arătat iazul ăsta cu pești, nu erau nuferii puși. Acum are și o floricică, o să merg jos. O să vă arăt mai de aproape. Foarte multă verdeață și foarte multă liniște. Îmi place foarte mult aici. Deci, de-aia și prefer să vin aproape de fiecare dată când pot, pentru că e un loc ideal pentru a face o vacanță. Hai să vedem câte grade sunt afară astăzi. De exemplu, vreo 24 de grade. Aproape 24 de grade, foarte bine astăzi. Față de cum am prins ieri alaltări. Azi dimineață ploua foarte tare, acum văd că da soarele, arată foarte bine. Hai să coborăm un pic. Vedem iazul mai de aproape. Iazul cu pești. Asta e visul lui Nicu. Iazul. Sunt niște nuferi din ăștia din plastic, așa, se încarcă la soare și fac niște luminițe foarte frumoase noaptea. Dacă reușesc, o să surprind, să vă mai arăt. Deci o să vi-l arăt asta mai de-aproape, asta real. Uac! O floricică de nufăr. Ce frumos arată și acolo, nu știu dacă se văd. La bază sunt numai pești din ăștia roșii. Asta e căsuța de joacă la fata lui sora mea, Amelie. Aici o să aici mai pun ei lemne pentru iarnă. Au un șemineu, face o căldură. A, uite-l și pe Michi. L-am găsit. Doarme pe bancă. Haide. Michi bătrânul și putoarea. Zici și tu, mă, salut la băieții ăștia, mă. Zici și tu salut la băieții ăștia. Hai, un miau ceva acolo. Miau? Te mănâncă pielea? De ce te mănâncă pielea, mă? Puturosule, vrei să dormi? Băi. Miau? Puturosule, ce ești? Un puturos. Stai la soare, te cred și eu. La cât soare a fost zilele astea. Păi da? Ce vrei? Atenție, te-am zgândărit acum.
Sper că rezistă asta, să nu mă duc să fac o baie neanunțată. Vedem ce mai avem de văzut. Ce-mi plac gălețile astea din tablă, așa, să pui flori. Aici a avut sormea seră. Anul ăsta au dat-o jos și a pus o plasă din asta, de o plasă sudată, și vrea să pună plante din astea cățărătoare, să o îmbrace, să facă un umbrar viu așa, flori de genul ăsta. Sunt căpșune, acolo sunt niște roșii, nu prea cunosc eu speciile la roșii, dar alea mi sunt șerii, atâta lucru știu și eu. Văd că mai sunt unele mai lungi acolo, în colțul ăsta. Mai sunt unele mai mari și astea sunt din alea mici. Aici sunt câteva un pic mai măricele. Am văzut unele negre. Am mâncat roșii de aici, foarte bune. Uite ce încărcate sunt de roșii, pline. Sunt foarte bune. Alea din partea aia sunt un pic negre așa, și astea sunt galbene, din câte le văd eu, roșii galbene, astea de aici, și astea sunt alea lunguiețe. Nu prea mă omor după roșiile lunguiețe, îmi plac alea normale, roșii așa tradiționale. Aici au avut cartofi și acolo în spate au niște găini, câteva gâște. Lor le place să consume cât mai natural, așa, din curtea lor. Am mâncat niște prune de aici, din prunul ăsta, cărnoase așa, dar destul de puținele. Mai niște varză, asta cred că e usturoi. Eu nu prea sunt cu agricultura. Dacă m-aș apuca într-o zi, ar trebui să cam învăț. Deși am crescut la curte, dar nu prea. Asta e fasole aici. Niște dovlecei, sfeclă. Aici văd că au pus niște dovleci din ăștia, pane, cred că le zice la ăștia. Și se urcă pe paleți ăștia doi. Hai să vă arăt niște găinușe. Niște găinușe. Sunt găini de ouă. Fac astea ouă, nici n-ai timp să le mănânci. Cotcodac, cotcodac. N-am venit cu mâncare, am venit să vă filmez. Și acolo niște gâște.
pomi. Uite acolo nucul ăla e plin de nuci. E un nuc. Face niște nuci așa mari. Și au o scoarță, o coajă așa, nu știu, ciudată, bătrână într-un fel. Nuci foarte mari. Bun. Uite, îmi plac foarte mult șpalierii ăștia. Spiralați așa. Se urcă foarte bine roșia pe el. Și e ținută de spiralele astea, foarte eficiente. Îmi plac foarte mult. Eu n-am văzut la noi de cumpărat, că poate aș lua și eu, dacă mă decid într-o zi să pun roșii. Aia și e mai bun, te mai complici cu țăruși drepți, cu legat, cu iarbă. Și cam asta e. O curte destul de mare, e perfect aici pentru copii, dar și pentru noi, cei care preferăm să trăim la curte, să ducem o viață cât mai aproape de natură, să zic așa. Momentan, cam ăsta e clipul, cred că m-am lungit un pic, dar dacă v-a plăcut, eu cred că v-ați uitat cu plăcere. Încerca și eu să vă arăt cum arată, cam ce văd eu în fiecare zi. Și dacă o să mai filmez ceva legat de subiect, de curte, de grădină, de activități de genul ăsta, cât mai stau pe aici, până miercuri, azi e duminică, o să mai filmez și o să mai încarc pe canal restul clipurilor, pe unde am fost, pe unde m-am plimbat, le găsiți pe celălalt canal al meu, pe canalul personal. Acolo mai încarc clipuri care nu prea au legătură cu ce fac eu aici pe gospodăria lui Dan. Și vă las tot așa, în dreapta aici undeva o să vă apară o iconiță, un i. Intrați acolo, dacă vreți să mă urmăriți și acolo, vă invit cu cea mai mare plăcere. Așa că până la clipul următor, ca de obicei, vă doresc numai bine. Thank you.